Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe. Kinga, în lacrimi, m-a lovit cu picioarele. Fosta concurentă, Casa Iubirii, a povestit traumele pe care le-a trăit cu fostul iubit. Chinga este una dintre cele mai iubite concurente de la Casa Iubirii. Aceasta a câștigat inimile publicului cu personalitatea sa și felul în care a luat deciziile în cadrul emisiunii invitată în emisiunea lui Mihai Ghiță, blondina și-a spus povestea neștiută de viață. Kinga a povestit despre fostul iubit, care se pare că i-a adus aminte de copilărie, dar nu într-un sens bun. Acesta era un om dur, violent, asemenea tatălui ei. A fost dragoste la prima vedere. Am văzut o parte urâtă a relației și de atunci am încheiat toate relațiile. Nu am mai vrut să cunosc, îi vedeam pe toți la fel. La început a fost frumos, dar după un timp a apărut partea neagră, o copie a tatălui meu. Era acel bărbat care mă punea să stau acasă, să gătesc, muncă și atât. Eu visam la mai mult. De când am devenit antrenoare, s-a speriat că o să ajung un om mai superior, asta nu a acceptat. Era gelos și violent. A fost o violență domestică, nu doar o palmă și atât, mi-a dat și cu picioarele. Era la fel de dur cum era tatăl meu. A declarat Kinga la în oglindă. Motivul pentru care Kinga și-a tuns părul. După ce a ieșit din casa iubirii, Kinga și-a făcut o schimbare radicală de look. Aceasta s-a tuns zero și abia acum a dezvăluit realul motiv. Mihai Ghiță, foarte multă lume s-a șocat de comportamentul tău în online, mulți au scris comentarii, s-au întrebat ce se întâmplă cu tine. Kinga, a fost și cel mai mare bullying din viața mea pentru că primeam nu sute, mii de mesaje pe toate rețelele, mesaje îngrozitoare. Mihai Ghiță, ce-ți spuneau în aceste mesaje, Kinga, că sunt hidoasă, că arăt ca un bărbat. Mihai Ghiță, că să înțeleagă oamenii, este vorba despre decizia ta, imediat după ieșirea din casă, ne, red casa iubirii, de a-ți tunde părul, Kinga, da, pentru că a intervenit o problemă de sănătate și la un moment dat aveam într-o parte mai mult păr, într-o parte mai puțin. Nu era alta variantă, doar asta. Dar în momentul în care m-am tuns am avut o reacție, încercam să arăt că sunt bine, că îmi place și că sunt de acord, dar nu, nu eram de acord, am suferit extrem de mult. Pentru că eu păream foarte fericită că mă tund, că am un nou look. Eu mă alin cu asta, că fiecare un puternic trece printr-o depresie și că nu este o slăbiciune. A fost un moment în care am placat, de una singură. Am încercat să fiu prea puternică. Nu a fost decizia mea să-mi tai părul acela lung și frumos, trebuia. A dezvăluit Kinga în emisiunea moderată de Mihai Ghiță.